Sunteți la Cahul, doamnă. Cu ce ocazie la centru raional? Bună ziua! Ce am avut două ședințe de judecată, că vreau să vă arăt și orașul. Am avut două ședințe de judecată. Of, aici e lângă universitate, havuzul se renuiește. Dar ce scrie despre evrei pe bancă? A, dar nu, evrei, Iisus Hristos. Citate din Biblie, vă leu. Da, sunt așa de când era domnul Dunas, toate scaunile, este așa inscripție. Ideea că de ce am avut aș două ședințe de judecată la judecătoria Cahul, una cu primarul Munteanu Mihai, cel care m-a agresat la data de 2 noiembrie 2023, după reclădirea primăriei Burlacu, și două ședințe din data de, deci cu faptul pulverizării miele cu un spray chimic, toxic, de către secretară dimentale. Prima ședință a fost amânată pentru că a fost o telefonogramă din partea primarului Munteanu Mihai, precum că ar fi la ANI, la Chișinău. Și a doua ședință s-a desfășurat în lipsa angajaților Inspectoratului Poliției Cahul, care au fost legal citați, dar dimintania, ea preferă, adică a înaintat preferința ca să fie citat Nicula Artur. Este preferatul ei, cel care nu a examinat în primul caz plângerea. Deci mi-a fost admisă contestația mea și ședința va fi, adică va fi pronunțată, deliberarea va fi data de 5 martie, deja nu mai am eu atunci să vin. O să vedem ce va fi. Pentru că, știți, secretara încă și nu știu, eu cred că în cazul ei poate îmi ceream scuze în fața instanței, dar tot ea tare la barbă, așa cum se spune. Pretenția îmi spune că de ce n-ați ieșit din birou după prima pulverizare? Ea nici nu neagă. Polițistul cel care chiar nu a examinat nici acel balonaș, nici măcar o fotografie la materialul dosarului. Absolut nimic nu este. Deci eu instanții i-am solicitat ca dacă poate instanța cunoaște că poate în alte instituții se admite ca să se folosească diferite substanțe chimice. Nu știu, eu la anii mei și la câte birouri, câte oficii am perindat eu prin țara dată, n-am apucat ca să fie cumva deci respectată așa procedură de pulverizare sau de dezinfectare a birourilor. Chiar dacă faci dezinfectare, nu faci înspre oameni. Săraca Demin, cred că și ea s-a otrăvit și în ziua aceea au fost cu ochii în lacrimi, că n-o știut cu așa spray-uri nu dai în spații închise. Dar eu, pentru mine, eu nici nu vreau să pun în discuție, pentru că ea făcea trimitere cu copilul ei, iată. Dar eu nu vreau să pun în discuție, deci, gradul de sensibilitate la diferite substanțe chimice. Fie că eu sunt persoană în vârstă, fie că copilul, deci eu nu, apropo, nu vreau nici să jignesc, dar ea făcea atâtea argumente, că în România 30 de copii, dar de unde eu știu ce substanță a fost în România aplicată și ce substanță a aplicat ea și ce fel de balonaș a fost. Apropo, spunea tot că la noi la primărie se folosește în sala de Păi poate și în sala de baie ai pulverizat și ai plecat. Eu nu știu, nici nu toată lumea îl folosește, dar nu în mod intenționat că eu îi zic nu pulveriza, nu mă interesează, paf, paf, paf. Atunci, cum? Nu este vorba de răzbunare, plus la asta ea țipă, strigă, că eu n-am semnat o decizie.
Și motivul că eu n-aș fi semnat o decizie, stai că eu te-am așteptat, vin că eu îți dau ție cu spray în ochi, îți fac lealicică. Deci o să vedem ce o să fie la pronunțare. Dar cum de instanță aș fi atât de mult timp pentru deliberare? De regulă în Moldova se pronunța în câteva minute. Vă dădea afară, delibera și vă ce vă chema și spunea decizie. S-a schimbat? Nu știu, poate din motivul că ei au volumul mare de lucru și deja expirase. La 12 s-a început ședința și a durat undeva până la ora 13 și poate dura ca să și au și ei și volumul de lucru prea mare și că sunt mulți judecători transferați la vreo 3 sau 4 sunt transferați la Chișinău și tot volumul sarcinale revenit lor. Dar asta e indignarea mea, cu cine n-am vorbit eu zilele astea, am fost la Chișinău și vorbeam chiar cu altă avocată care la fel indignată zice, dar nu s-a văzut nici asta e fără precedent ca tu să pulverizezi într-o instituție publică. Unde s-a văzut? Într-un stat? Într-o primărie care este una prietenoasă cu toți cetățenii? Eu am zis, dar dacă eu eram băcșită de păduchi, curgeau păduchii de pe mine, poate cumva trebuia să apropie, să dea câte o hârtie, să o dea aproape de mine, ca să cumva să discutorosească și de păduchi, să nu cadă, să nu rămână vreun păduchi pe la de și pe acolo. Eu logic, eu Nu știu de ce, dar eu am adus chiar și acest argument instanței. Dar cum ați ajuns în instanță dacă polițistul a constatat că e nevinovată și nu a aplicat nicio pedeapsă? Eu am contestat de asta încheierea polițistului, deci deși nu încheie. Polițistul a zis că nu aplică nicio pedeapsă, v-a comunicat chestia asta și dumneavoastră ați contestat. Deci ea până acum încă e nepedepsită pentru faptul aceea. E nepedepsită, da. E nepedepsită, da. Chiar dacă e faptă penală, eu cred. Păi o să vedem. Asta eu și-am cerut, că instanța m-a întrebat ce solicitați de la instanță. Eu asta am solicitat. Pentru că polițist... la procuratură, da? Păi o să vedem, pentru că polițistul a avut termeni, destui termeni, că acolo în materialul dosarului el solicită termen de extindere, de examinare. Deci nu știu eu ce, la ce a folosit acel termen pentru examinare. I-a fost extins termenul de examinare. Dar ce a mai făcut? Ce măsuri a întreprins Nicola? Nimic nu a întreprins. Dar el este favoritul Tatianii Dimin. Că anume ea solicita, că anume Nicola să fie. Dar Nicola este plecat pe 6 luni sau pe 7 luni în concediu, nu știu unde. Dar ea asta solicita ca să fie anumit prezent Nicula. Cel care, timp, probabil. Cel care a emis un răspuns, bună ziua, cel care a emis un răspuns în doi pieri. Și-a crezut că cel răspuns a să rămână așa, lăsat de gol de către Rotaru Tamara. Dar de ce n-ai făcut direct plângere la procuratură? Păi e o procedură și ea, Oleg Briga. E o procedură, deci te pui plângerea la organele de poliție, ca organele de poliție stabilească toate circumstanțele. Chiar dacă te pui la procuratură, procuratura tot de una, tot oricum trimite, știu, da. Tot trimite la poliție. Faci poliția, da. Și absolut poliția nimic nu a făcut. Nu cum? Tu ești polițist, puteai să fotografiezi acest balon la data de 23. Când ei au venit și m-au audiat, eu le spun, băieți, nu pot să scriu, că mie îmi lăcrimează ochii. Dar ei, cum adică, de nu se mai întâmplă nimic în primărie? Nu mai filmezi, nu mai intri? Mai intru, dar au încercat, adică gata. După ce au fost la... apropo, pe data de 17 noiembrie, eu am solicitat în mod normal, verbal, de la poliție și i-am solicitat să iasă în teritoriu și au ieșit 4 angajați, inclusiv și vicecomisarul. Vicecomisarul au ieșit în teritoriu la primărie. Au fost chiar audiați sau la o conversație, chiar toți angajații. Atunci primarul pe mine m-a amenințat cu el, mă dihănește, tata de în prezența vicecomisarului, în prezența angajatului de ordine, responsabil ordine publică, Leonte Artur. Ei au rămas
uimiți când primarul se ridică și spune: eu odihănesc, am făcut 20 de ani de afgan și nu mă interesează. Nu știu ce o să fie, pentru că asta a fost, eu am perceput-o ca o amenințare reală, ce înseamnă odihăni în prezența angajaților care au venit cumva să amelioreze. Și deci acum, în ultimul timp, ei văd că îmi dau răspuns prin intermediul poștei la ce am mai adresat eu. Și că eu mă comport omenește, cum m-aș comportat. Eu nu le-am... Apropo, chiar de una, am depus încă o cerere. Am înaintat o cerere privind intentarea procedurii disciplinare în privința secretarii, dar nu știu ce va fi, pentru că spun că adică, Consiliul ăsta trebuie să privadă, dar nu știu, sancțiunea disciplinară prevede sau nu, că eu nu pot să lăs acest lucru, Oleg. Chiar nu pot să-l lăs așa de izbeliște. Cineva vine... Dar nu vreau să fac trimitere ca să pulverizeze și pe alții din sat. Și când e următoarea ședință de Consiliu? A care ședință? De Consiliu, care poate să aplice sancțiune disciplinară. Păi nu știu, nu știm că dacă astăzi primarul era dus la Chișinău la Anii, nu știu când o să... Până când noi n-am înainte. De fapt, am înțeles că sunt de la cetățeni careva cereri și urma să fie stabilit, fixată, că acum secretara este în concediu. Este sau chiar a fost? Dacă nu sunt sau nu sunt cereri, odată la 3 luni Consiliul trebuie să întrunească, nu? Și când a fost ultima ședință? În decembrie. În decembrie, decembrie, acum încă în n-avem. Februarie, a deja trecut de jumătate. Posibil. Și încă o veste care m-a mai întrebat. Eu pe data din 9 decembrie am fost la întâlnirea aceea cu primarii și am lăsat o petiție către Maia Sandu. Și ce vă pare? Acea petiție a ajuns la inspecția financiară la Cahul și primăria noastră acum este examinată de către inspecția financiară Cahul. Înțelegeți? Chiar am fost luni sau marți și am prezentat probe și deci este un domn de la inspecția financiară de la Cahul, la plângerea mea către doamna președintă și examinează. Eu am sesizat apropo și acele, deci faptul tăinuirii celei decizii, adică înlocuirii, să examineze chiar, se examineze sub toate aspectele, iată, atragerea acestor bani. Chiar și dacă este autoritate publică locală și este autonomie publică locală, nu ai atât mare drept ca să deci, să tăinuiești și să consumi, să cheltuiești, să irosești banul public așa cum vrei tu. Sau de câte ori te poți deplasa în raion, neavând ordin de deplasare, cu ce temei să te deplasezi. Eu am înaintat foarte multe, adică cerințe, să fie stabilit norma de consum pentru unitatea de transport a primarului, să fie verificate ordinele prin care au fost emise ordine sau dispoziții de deplasare în temeiu sau în baza sau... Deci este o măsură, eu știu deja cum își vor exercita funcția angajații de la inspecție financiară. Deci, dar primarul unde zici că era azi, la ANI sau la INI? La ANI, deci o telefonogramă a fost depusă din partea lui, pentru că el astăzi nu va fi la ședință, că este la ANI, la Chișinău. Dar de ce? Nu e primar integru? Nu știu. Posibil, poate chiar și la unele din plângerile mele, pentru că eu am depus plângeri peste tot. Că eu nu văd schimbări, doar irosire de fonduri din partea administrației publice locale, în localitate. Bine, mulțumim pentru relatare, ținem legătura. Da, sănătate, vă zic și eu tot, când o să fie, deci, pronunțarea în data de 5 martie se va retrage în camera de liberare și atunci voi putea să aflu care ce a admis sau ce a, adică, a decizia să iei instanța de astăzi. Cu primarul pe când s-a amânat? În 26 martie. Deci 2 zile la rând o să de la... Sau na, bine, pe 5 nu ești obligat. Te duci pe 6 și ai cer și decizia. Nu, o să trimiată, nu mă mai duc, ajunge. Bine. Bun, sănătate, vă mai arată acolo? Dacă ne arăți aceeași clădire, nu are rost.
Nu, de asta vă zic, că e doar că se mai aproape, dar se lucrează intens avuzul. Îl Destul refac. de vreme, încă e iarnă. Da, sănătate vă zic. La revedere.